Florina Badea și scriu pe blogul meu florinabadea.ro. Astăzi doresc să vă adresez o întrebare. Când a fost ultima oară când ați luat masa împreună cu cei dragi? Fie că e vorba de prieteni sau de familie, acasă sau în oraș. Așa e că de fiecare dată când faceți acest lucru vă simțiți plin de energie și mult mai bine? Faptul că luăm masa împreună cu ceilalți ne face mult mai conștienți și exersăm o altfel de stare de bine. Exersăm recunoștința pentru faptul că suntem împreună. Familiile care iau masa împreună sunt cele mai unite. Copiii care servesc masa împreună cu părinții lor se bucură de un sentiment de siguranță, de apartenență, se simt iubiți și se simt acceptați. De aceea, un lucru foarte bun pe care îl puteți face este să vă stabiliți ce tip de masă puteți lua împreună cu familia și cu copiii voștri. Când aveți mai mult timp să faceți acest lucru, să petreceți mai mult timp la masă, să stați alături de ei, să vorbiți, să vă bucurați, să râdeți, să vă conectați unii la ceilalți. Eu cred că oamenii își doresc foarte mult un loc unde să se întâlnească. Ei deja fac lucrurile astea în parcuri, am senzația că o fac în afara centrului, pe băncuță, la locul de joacă. Cred că s-ar bucura mult să se întâlnească și în interior.